seara și bun găsit la știri! A fost activat planul roșu de intervenție în această dimineață după ce un microbuz în care se aflau 8 persoane, printre care și 3 copii, s-a răsturnat pe drumul care face legătura dintre comuna Balșa și orașul Gioagiu. Șoferul are acum dosar penal pentru că nu avea cauciucuri de iarnă la microbuz. În această dimineață, în jurul orei 7, un microbuz în care se aflau 8 persoane, 7 pasageri și conducătorul auto, printre care și 3 copii, s-a răsturnat pe drumul care face legătura între comuna Balșa și orașul Gioagiu. Comandamentul ISU Hunedoara a activat la ora 7 și 9 minute planul roșu de intervenție și a suplimentat resursele umane și tehnice pentru această misiune. Salvatorii au intervenit cu 2 ambulanțe SMURD, o autospecială de stingere, o autospecială prevăzută cu modulul de descarcerare și una pentru transportul persoane și victime multiple. De asemenea, la fața locului a intervenit și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Hunedoara. În urma accidentului, cele 3 victime adulte au suferit traumatisme toracice, traumatisme la umăr și totodată traumatisme craniocerebrale. Celelalte 5 persoane aflate în microbuz, dintre care 3 copii, nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. La câteva ore după producerea accidentului rutier, Călin Petru Marian, prefectul județului Hunedoara, în calitatea sa de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara, a ieșit public și a spus: a trecut deja o lună de zile de când am atras atenția că în județul Hunedoara activitatea de dezăpezire și întreținere a drumurilor județene nu se desfășoară corespunzător. Constat că lucrurile nu s-au schimbat, deoarece în această dimineață s-a produs, din păcate, un incident major care a pus în pericol sănătatea și viața oamenilor. În replică, administratorul drumului, în speță Consiliul Județean Hunedoara, prin reprezentanții săi, au prezentat graficul după care s-a efectuat dezăpezirea în această dimineață, din care reiese că utilajele au fost pe acel drum. Consiliul Județean Hunedoara are 1300 de kilometri de drumuri. Sigur, din raportul dispecerului arată că firma și-a făcut treaba, adică începând cu ora 0:10 până la ora 3:10, deci în jur de 3 ore, s-a acționat pe acest drum 705. Mai mult decât atât, da, într-adevăr a fost un accident, iar cel care poate să spună exact cine este vinovat este raportul poliției. Așteptăm cu raportul poliției și după aceea putem discuta despre vinovați și nevinovați. Iar polițiștii au concluzionat: vina este a șoferului care nu a avut microbuzul dotat corespunzător pentru circulația în condiții de iarnă, iar pentru asta, pe numele lui, s-a deschis dosar penal. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările urmând a stabili cu exactitate cauzele și condițiile producerii acestui eveniment rutier. Totodată, în urma verificărilor, polițiștii au stabilit faptul că microbuzul avea montat pe puntea spate anvelope de iarnă, însă acestea prezentau un grad de uzură peste limita admisă, motiv pentru care șoferul a fost sancționat contravențional cu 5 puncte de amendă și ridicarea certificatului de înmatriculare. Odată pe puntea față, microbuzul avea montate anvelopele de vară. Microbuzul aparține unei firme autorizate care face curse regulate pe relația Poiana-Deva. După accidentul rutier, polițiștii au subliniat încă o dată obligativitatea dotării autoturismului cu anvelope de iarnă în sezonul rece. Caravana Salvital va fi prezentă în orașul Aninoasa, orașul Urican și municipiul Petroșani pentru evaluarea stării de sănătate a populației prin telemedicină și teleconsultații în perioada 17-19 ianuarie 2024. Prima oprire va fi în Aninoasa mâine, începând cu ora 10, la sala de ședințe Clubul Orășenesc Aninoasa. Echipele Salvital au început și în 2024 cu obișnuitele caravane medicale. Astfel, programarea pe localități este următoarea. Miercuri, cei de la Salvital vor veni la Aninoasa, la sala de ședințe a Clubului Orășenesc Aninoasa, de la ora 10. Joi, în 18 ianuarie, caravana va ajunge la Uricani, la centrul de permanență, tot de la ora 10. Iar vineri, 19 ianuarie, în Petroșani, la sala de marmură a primăriei municipiului Petroșani, de la ora 10.
În cadrul caravanei de evaluare a stării de sănătate prin telemedicină și consultații, locuitorilor din județul Hunedoara le sunt oferite gratuit următoarele consultații: măsurarea glicemiei, măsurarea temperaturii corporale, măsurarea tensiunii arteriale, efectuarea spirometriei pentru identificarea problemelor pulmonare, efectuarea electrocardiogramă EKG pentru identificarea problemelor cardio, efectuare INR, probă din sânge pentru persoanele care au tratament cu anticoagulante, determinarea indice braț-gleznă pentru identificarea unei boli arteriare periferice, hemoglobina glicozilată, evaluarea și monitorizarea controlului glicemic după caz, osteodensitometria, depistarea osteoporozei și audiometria mai nou pentru depistarea problemelor de auz. Salvamontiștii de la punctele de intervenție din Straja și Voineasa au avut un weekend plin la propriu. Aceștia au fost solicitați în numai puțin de 10 intervenții, fiecare pentru a acorda primul ajutor turiștilor accidentați pe pârtie. Cele două stațiuni ocupă primele locuri într-un top al numărului de intervenții realizate de salvamontiștii din toată țara. Weekendul a fost geros, dar zilele libere ale turiștilor au fost de fapt unele de foc pentru salvamontiștii din întreaga țară solicitați să intervină la un număr îngrijorător de mare de evenimente, recordul nedorit al acestei ierni. În ultimul weekend, la Dispeciuratul Național Salvamont s-au înregistrat 112 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel 11 apeluri pentru Salvamont Maramureș, câte 10 pentru Salvamont Lupeni și Voineasa, 9 pentru Salvamont Bihor și 9 pentru Salvamont Caraș-Severin în Muntele Mic. Temperaturile scăzute au impus intervenții foarte rapide ale salvamontiștilor, astfel încât persoanele accidentate să nu fie expuse foarte mult timp frigului, apoi transportate de urgență la ambulanță. Salvamont România, singurele structuri abilitate legal să desfășoare activități de salvare montană ale persoanelor cu afecțiuni medicale accidentate pe munte, vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. S-au mai primit 51 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Ciuleandra, o dramatizare a romanului omonim al lui Liviu Rebreanu, este prima premieră din 2024 a Teatrului Dramatic Ion de Sârbu din Petroșani. Spectacolele de gală se vor juca vineri 19 și sâmbătă 20 ianuarie 2024 de la ora 18 cu casa închisă. Următoarele reprezentații vor avea loc vineri 2 și sâmbătă 3 februarie, tot de la ora 18. Prima premieră din 2024 jucată la Teatrul Dramatic de Sârbu din Petroșani va fi cu casa închisă, ceea ce înseamnă că setea de teatru a locuitorilor din Valea Jiului este mare. Ciuleandra este spectacolul de debut regizat de Dumitru Acriș pe o dramatizare de Angelina Roșca Ichim și o coreografie de Ștefan Lupu. Dumitru Acriș a optat pentru o montare foarte dinamică în care se intersectează planul psihologic cu cel social, cu multe secvențe de mare intensitate, într-un spațiu scenic aparte și cu o coreografie care accentuează articulațiile intrigii. Din perspectiva socială, spectacolul reflectă fenomenul dominant al vieții moderne în spațiul românesc, influența corupției și a intereselor politice asupra justiției. Din perspectiva psihologică, spectacolul explorează mecanismele subconștientului uman care pot genera comportamente iraționale și violente. Aproape toată acțiunea are loc în sanatoriul unde Puiu Faranga trece într-un proces de introspecție și de căutare a cauzelor care l-au determinat să comită crima. Dansul Ciuleandra are o semnificație simbolică în poveste. Este un dans cu accelerație ascendentă care exprimă o stare de exaltare și de nebunie, fiind asociat cu momentul în care Puiu își omora soția. Elementele folclorice vor oferi publicului o imagine autentică și colorată a vieții țărănești, dar și o cheie de interpretare a psihologiei personajelor, a sensului anumitor scene. Biletele la Ciuleandra pentru reprezentațiile din februarie se pot procura la Agenția Teatrului de marți până vineri, între orele 8 și 16. Rata șomajului la nivelul județului Hunedoara a înregistrat o ușoară creștere. La sfârșit de noiembrie 2023, fiind calculată o valoare de 4,50% comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului atingea valoarea de 4,38%.
În evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați la finele lunii noiembrie 7600 șomeri, dintre care 3796 de femei, rata șomajului fiind de 4,50% comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,38%. În această lună, acest indicator a înregistrat o creștere de 0,12 puncte procentuale. Din totalul de 7600 persoane înregistrate în evidențele AJFM Hunedoara, 2159 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 4847 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2487 de șomeri provin din mediul rural și 4519 sunt din mediul urban. Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare din totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJFM Hunedoara, 28%, urmat de cei cu studii gimnaziale, 27%, iar 20% sunt șomeri fără studii și cu un nivel de studii primare. Șomerii care au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii reprezintă 16% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 7%, iar cei cu învățământ post-liceal sunt 2%. Structura șomerilor înregistrați pe nivelul de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel. 347 de persoane sunt foarte greu ocupabile, 1742 de persoane sunt greu ocupabile, 4507 mediu ocupabile, iar 410 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele AJFM. Informații detaliate despre structura șomajului la nivelul județului Hunedoara sunt afișate pe pagina de internet a AJFM Hunedoara la adresa www.aneofm.ro. Din această săptămână, postul nostru de televiziune a început activitatea la cel de-al doilea studio ce se află în capitala județului, la Deva. Invitații din această parte a județului vor răspunde rând pe rând întrebărilor colegei noastre, Adina Pintea, care va realiza de la Deva emisiunea ediție specială. Pe Adina și invitații ei o veți putea urmări în fiecare marți și joi de la ora 17. Cel de-al doilea studio al postului de televiziune HD365 vine cumva ca o completare și totodată întregire a acoperirii și fizice, pentru că, de la început, postul nostru de televiziune se recepționa în întreg județul Hunedoara. Era de datoria noastră să informăm și mai bine telespectatorii din partea de nord a județului. Dezvoltarea este cuvântul ce ne definește pe noi, cei care deținem HD365, și am demonstrat-o de fiecare dată și sunt convins că în același timp v-am și surprins cu cele mai moderne și frumoase studiouri de televiziune din județul Hunedoara. Iată că asta facem și aici la Deva, unde am venit pentru a vă aduce mai aproape cei pe care vă conduc și pe care îi vedeți în fruntea orașului dumneavoastră. Îi puteți vedea mai des pe HD365 datorită acestui studio din Deva. Două emisiuni pe săptămână ne propunem să vă arătăm într-o ediție specială realizată de colega mea Adina, de aici din municipiul Deva. Bineînțeles, nici știrile nu vor lipsi, așa cum deja sunteți obișnuiți, și vă reamintesc că ne puteți urmări pe toate rețelele de cablu din tot județul Hunedoara. Suntem televiziunea HD365, cea care emite program propriu 24 de ore din 24. Adina Pintea este cea care a preluat realizarea producțiilor la studioul din Deva. Din această săptămână cu mine vă veți întâlni dintr-un nou studio, cel de-al doilea al postului de televiziune HD365, care este aici, în capitala județului Hunedoara, mai exact în municipiul Deva. Am simțit așa o sete a oamenilor din această parte a județului de a veni în întâmpinarea și în informarea hunedorenilor, în așa fel încât am zis că dacă nu vine
Mohamed la munte, să vină muntele la Mohamed. Și iată-ne din această săptămână și în municipiul, reședința al județului Hunedoara, cu cel mai nou studio al nostru. Cu mine vă veți putea întâlni în fiecare marți și joi de la ora 17 și voi încerca să obțin de la invitații mei informații prețioase, obiective și mai ales corecte, care să fie tocmai pentru buna informare a voastră, a telespectatorilor noștri. HD 365 poate fi recepționat pe toate rețelele de cablu din județul Hunedoara cu program propriu 24/24. Pentru a accesa arhiva emisiunilor noastre, puteți accesa site-ul www.hd365.tv. Tiberiu Vințan și echipa sa de la Exclusiv au făcut, așa cum se întâmplă de 24 de ani încoace, topul oamenilor care s-au remarcat în diferite domenii în Valea Jiului. Pentru prima dată în istoria acestor premii, titlul de Omul Anului a fost acordat unui jurnalist. Ilie Pintea este Omul Anului în Valea Jiului, asta după ce anul 2023 și l-a petrecut între Teatrul de Război din Ucraina, lansarea primei sale cărți și știri realizate din Valea Jiului pentru radioul public. Premiile Exclusiv sunt așteptate la fiecare început de an cu sufletul la gură de întreaga comunitate a Văii Jiului și nu numai, și asta pentru că este, oarecum, un bilanț al activității desfășurate de oamenii care influențează într-un fel sau altul această zonă. Anul acesta, fără doar și poate unul dintre oamenii acestei zone care s-au remarcat și nu doar la nivelul Văii, a fost, în viziunea lui Tiberiu Vințan și a colectivului de la Exclusiv, Ilie Pintea, unul dintre cei mai modești oameni pe care i-a avut această zonă. Mă simt prost, pentru că nu cred că am făcut ceva mai special decât alții. Pur și simplu mi-am făcut meseria așa cum își face meseria orice om care iubește ceea ce face. Îi mulțumesc foarte mult lui Tibi, este un prieten foarte generos. Am lucrat împreună multă vreme în tot felul de proiecte și nu știu de ce a găsit el de cuvință să mă împovăreze cu onoarea asta. Aș putea să bănuiesc motivele lui, dar e mai bine să rămână între noi așa. Este un an foarte special pentru toată lumea și cred că asta a fost cea mai neutră alegere, dacă mă întreb pe mine. Pe de altă parte, tot ce am făcut până acum se datorează echipei din care fac parte, echipa postului public de radio, și mă bucur că am avut ocazia să vorbesc despre Valea Jiului și nu numai publicului din România. Pentru orice jurnalist, cred că cea mai importantă distincție este încrederea de care se bucură din partea publicului său, și sunt foarte mândru că abia ieri ce au apărut studiile de audiență pentru perioada trecută și Radio România Actualități este din nou pe locul întâi în preferințele ascultătorilor noștri. Asta înseamnă că un număr și mai mare de oameni au auzit despre Valea Jiului, despre Hunedoara, și sper că am pus și eu umărul atât cât am putut la schimbarea imaginii Văii Jiului, care, așa cum știm cu toții, se bucura de o percepție negativă prin prisma evenimentelor sociale care au marcat această zonă. Valea Jiului e un loc excepțional pentru simplu fapt că e acasă, și dacă fiecare dintre cei care trăiesc aici ar simți lucrul ăsta, că aici e acasă, sunt sigur că fiecare dintre noi am putea face mai mult pentru Valea Jiului. Referitor la premiul ăsta, să știți că nu vine cu beneficii materiale, este o recunoaștere onorifică de care, așa cum spuneam, mă bucur și sunt mândru că un jurnalist a ajuns la titlul acesta. Sunt sigur că sunt alții mult mai buni decât mine, poate mult mai merituoși, dar încă o dată mulțumesc lui TV pentru onoarea asta. Premiile Exclusiv au devenit o tradiție de 24 de ani în Valea Jiului, fiind printre primele recunoașteri de acest fel realizate la nivelul județului Hunedoara. Sunt fix 24 de ani de când acordăm premiile Exclusiv noi de la compania de presă Exclusiv, și într-adevăr este pentru prima oară când un jurnalist primește acest titlu important, după cum am văzut cu toții, de Omul Anului pentru activitatea lui din anul precedent. Acum, eu ca om de presă trebuie să recunosc faptul că îmi doream
ca un coleg de-al meu, ca un confrate, să aibă acea activitate într-un an de zile care să-l aducă în atenția opiniei publice și să-l facă demn de un astfel de premiu. Iată că Ilie Pintea a reușit lucrul acesta și acum, cu toată modestia, trebuie să spun că premiul nostru pălește pe lângă celelalte distincții pe care Ilie le-a primit în cursul anului 2023 pentru diversele sale activități, în special pentru activitățile din teatrele de operațiuni militare din Afganistan, din Ucraina, știm cu toții, a fost distins cu un important premiu în regiunea Chișinău din Ucraina, chiar de către doamna consul general al României. De asemenea, Ilie Pintea a fost invitat anul trecut, știm cu toții, pe final de an la Casa Regală, unde Alteția sa, Majestatea sa Margareta i-a conferit o distincție de onoare tocmai pentru activitățile sale din domeniul jurnalismului. Acum, pentru noi cei din Valea Jiului, numele lui Ilie Pintea este extrem de cunoscut de pe undele postului național de radio, acolo unde nu cred să existe un alt jurnalist care, din regiunea noastră mă refer, care să facă atât de multă promovare și atât de multă vizibilitate pozitivă acestei regiuni încă dificile din toate punctele de vedere, așa cum o face Ilie Pintea. Și cred că toate lucrurile acestea au făcut ca, într-un final, punând în balanță, trebuie să vă spun că titlul de om al anului a fost pus în balanță cu o personalitate politică și cu o personalitate din domeniul educației. Au fost 3 nominalizări pentru marele premiu omul anului, iar Ilie a întrunit votul maxim al întregii echipe de la Exclusiv. Distincția lui Ilie este cumva cea supremă, însă în paginile ziarului Exclusiv puteți găsi lista întreagă a laureaților premiilor Exclusiv, care s-au remarcat în anul 2023 în diversele domenii de activitate care se regăsesc la nivelul Văii Jiului. Serviciul Salvamont Hunedoara a primit săptămâna aceasta 2 autospeciale noi de intervenție. Autovehiculele sunt dotate pentru salvarea montană și chiar sunt prevăzute cu remorcă pentru câini de căutare-salvare. Serviciul public județean Salvamont, prin reprezentantul său, Ovidiu Bodean, a semnat în această săptămână documentele care oficializează utilizarea de către salvatorii montani a celor 2 autospeciale de intervenție repartizate județului nostru, în urma proiectului implementat de către Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Autospecialele de intervenție în teren, montate, sunt dotate, corespunzător, activităților de salvare montană, inclusiv cu remorcă pentru câini de căutare. Autovehiculele au fost achiziționate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în cadrul proiectului Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențele medicale, iar proiectul a fost cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Biblioteca județeană Ovidensu și Anu Hunedoara Deva a organizat și anul acesta un eveniment grandios printr-o serie de manifestări numite Eminesciana, dedicate marelui poet Mihai Eminescu. Cea de-a 15-a ediție a fost prezentată sub genericul Eminescu sau Infinitul Poeziei. Sute de tineri, dar și adulți, au participat la cea de-a 15-a ediție a manifestării Eminesciana. Oamenii apreciază ca măcar o dată în an să ne amintim mai cu tărie de Mihai Eminescu, poetul care ne identifică ca și popor. Înseamnă tot ce e frumos și bun în lumea asta. Da, de mic copil știu. Mama a fost învățătoare și știu. Și urmăresc și vin an de an. Și nu mai stau undeva, dar vin.
Mi se pare la fel ca în toți anii trecuți, când am fost prezent aici, am venit nu doar în calitate de iubitor al poeziei eminesciene, ci și în calitate de scriitor unedorean, în calitate de autor al unor versuri pe care le-am dedicat neîntrecutului Mihai Eminescu. Mă bucur că sunt aici, mă bucur că s-au adunat atât de mulți iubitori ai poeziei eminesciene și să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să ne vedem și anul viitor. Managerul Bibliotecii Județene Ovidiu Sușianu Hunedoara Deva spune că, prin acest eveniment organizat cu sprijinul Consiliului Județean, și-a dorit să marcheze și în acest an Ziua Culturii Naționale. Și în acest an, în miezul lunii ianuarie, de ziua lui Mihai Eminescu, de Ziua Culturii Naționale, i-am invitat pe toți iubitorii de poezie, pe toți cei care îl prețuiesc, pe marele nostru poet național, să ia parte la suita de manifestări organizate de Biblioteca Județeană Ovidiu Sușianu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara pentru a cinsti memoria. Cea de-a 15-a ediție a manifestării culturale eminesciana am așezat-o sub genericul Eminescu sau Infinitul Poeziei, un citat preluat dintr-un text al criticului literar Garabet Ibrăileanu. Acesta compară senzația de infinit, de nesfârșire, pe care o generează muzica de aleasă calitate cu bucuria pe care o trăim atunci când citim sau ascultăm o poezie scrisă de Mihai Eminescu. Le mulțumesc tuturor celor care au dat curs invitației noastre, indiferent de condițiile atmosferice, și au venit alături de noi pentru a-l cinsti pe Mihai Eminescu pentru a sărbători Ziua Culturii Naționale. La final s-au depus buchete de flori la statuia lui Eminescu. De asemenea, la sala de lectură a Bibliotecii Județene a avut loc și un recital de poezie intitulat Eminescu în inimile poeților hunedoreni. Fost primar al Simeriei, oraș considerat nod important al județului Hunedoara, Emil Râșteiu vrea să revină în fruntea administrației publice locale. Liberalii l-au convins pe Râșteiu să se alăture echipei lor, iar de ieri, împreună, omul și partidul au pornit pe același drum, cred ei, și câștigător. Centrul de afaceri din orașul Simeria s-a dovedit a fi neîncăpător pentru marea de simerieni veniți acolo pentru Râșteiu, fostul primar, care acum vrea să revină. Discursul candidatului liberalilor hunedoreni a fost departe de a fi unul politic. Nu a cuprins niciun fel de atac la adresa celorlalți candidați, așa cum se obișnuiește la astfel de manifestări, ba chiar a fost unul bazat pe sinceritate. Râșteiu a recunoscut că a avut momente de slăbiciune, că a făcut greșeli, că acestea l-au făcut să piardă în 2020, dar după o pauză de reflectare, Râșteiu a spus că este mai pregătit ca niciodată să revină. Am abandonat ideea de a citi discursul. Ce m-a făcut să fac lucrul ăsta? Privirea oamenilor din sală. I-am simțit că doreau să audă ceva de la mine, pur și simplu, nu să citesc niște cuvinte, poate unele seci. Și asta m-a făcut să spun ceea ce simt, să îmi recunosc anumite greșeli, să cred că am pus și în evidență anumite lucruri pe care le-am făcut. Acum, cu toată modestia, dar trebuie totuși lăsate să se pună și la voi la televiziuni, și în ziare, și pe Facebook, să arătăm ce facem, că până la urmă asta nu cer și oamenii. Dacă faci ceva, spune. A fost o seară frumoasă, să spunem așa. Îmi induce o mare responsabilitate. Am fost întrebat cu ce gânduri am ieșit din sală. În primul rând, cu gândul că trebuie să fiu atent să nu dezamăgesc și pe cei din sală și cei care sunt destui afară, care m-au rugat să candidez, să zicem, m-au încurajat să candidez și trebuie să fac în așa fel încât să-i reprezint cu demnitate, să-i reprezint în ceea ce își doresc ei. Nu au nevoie de un primar care să-i conducă, ci de un primar care să-i reprezinte. Emil Râșteiu va fi candidatul pentru primăria din Simeria Partidului Național Liberal, partid la care s-a alăturat în urmă cu doar câteva luni. Oameni importanți din organizația județeană l-au asigurat de susținere, iar președintele partidului Vetuța Stănescu a subliniat că acum Râșteiu este mai pregătit ca niciodată. Asta și pentru că timp de 4 ani a văzut Simeria din cealaltă parte a mesei. Alegerile locale de anul acesta sunt preconizate a avea loc pe 29 septembrie, iar politicienii și candidații cu care
ies în față, încep deja precampania electorală. La Simeri, iar Șteiul va avea ca și contracandidat principal pe actualul primar Iulian Bedea, primar PSD. Informațiile zilei se opresc aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și mâine la un nou buletin de știri. Să aveți în continuare o săptămână de excepție!